slăvit să fie Domnul. Aș vrea să ne ridicăm să citim un singur verset. Evrei, capitolul 11, versetul 1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Pavel spunea în 1 Corinteni 15, cu 4-6, că întâi vine cei firesc, după aceea cei duhovnicesc. Versetul ăsta l-am împlinit și eu în seara asta, fiindcă am lisit. Adică n-am fost la voi de mai mulți ani, am auzit că ați remodelat cumva adunarea, ați făcut-o foarte frumoasă și mi-am permis să mă uit pe pereți și la tavan. Ăsta e firescul din mine. Și acum mă rog Domnul să continue cu duhovnicescul. Îmi cobor ochii de la pereți și mă uit înspre dumneavoastră. Casa asta e frumoasă. Casa Domnului în Sfânta Scriptură e prezentată în mod progresiv. În Geneza, capitolul 28, cu versetul 17, e o exclamație. Aici e casa lui Dumnezeu, aici e poarta cerurilor. Ce era acolo? Era o piatră înfiptă în pustia din Luz, acolo unde a dormit. Dar știți de ce era casa Domnului? Era prezent Dumnezeu. Și unde e prezent Dumnezeu, e casa Domnului. Matei 18:20 spune, unde sunt doi, trei adunați în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Eu vreau să cred că aici e casa lui Dumnezeu. Mai târziu continuă cortul întâlnire, în care se prezenta Dumnezeu, era cortul lui Dumnezeu. Vine Solomon și face o casă foarte frumoasă, templu de la Ierusalim, adică el e prezentat în mod progresiv. De la Petroiu, cel înfipt în pustie, un cort din piei de vițel de mare, urmează templul ăla frumos și vine Pavel în Evrei 3, cu 7 și spune cu 6. Și casa lui Dumnezeu suntem noi, dacă păstrăm până la urmă încrederea cu care ne lăudăm. Dumnezeu să ne ajute. Deci, noi suntem casa lui Dumnezeu. Iar Ioan în Patmos vede un cort și spune, uite casa, iată casa lui Dumnezeu cu oamenii. Aș dori să ajungem cu toți acolo. Doamne ajută-ne! Nu vorbesc de utilizarea casei. Nu. Pentru că în Cântarea Cântărilor 2 cu 4 spune, El m-a dus în casa lui de ospăț. Aș dori ca această casă să fie o casă în care să fie hrăniți cei flămânzi. Să ne dea Domnul foame și sete după neprihănire și să ne dea bucate grase și umezoase și apa vie de care s-a vorbit aici. Apoi mai spune în Isaia 56 cu versetul 7, casa tatălui meu se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile, fie dar aici casă de rugăciune. În Isaia, capitolul 60, versetul 7, spune, turmele Chedarului și berbecii din Nebaiot se vor sui pe altarul meu și casa slavei mele va fi cu și mai multă slavă. Aici e casa slavei lui Dumnezeu. Aici nu-i slăvit corul, nu-i lăudată orchestra, nu-i onorată fanfara, nu slăviți prorocii, nici păstori, nici predicatori. În casa asta îi slăvi Dumnezeu. Dă-i Domnul așa o utilizare casei acesteia. S-a citit un cuvânt despre credință. Fratele Nică față de mine a fost corect ieri, a spus mâine avem text din Galateni. Dar el a spus și el a auzit. Și acum din predica asta despre credință, m-a rugat Domnul să-mi aduc aminte câteva lucruri, să le pot ordona așa frumos și să le împărtășim împreună. Credința e o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Mântuirea noastră e prin credință. Efeseni 2:8, n-avem ce adăuga, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Mântuirea noastră e prin credință. Dar vine Iacov, capitolul 2, versetul 26 și spune așa, că după cum trupul fără duh este mort,
Tot așa, credința fără fapte este moartă. Acum am o întrebare. Mântuirea e prin credință. Dar dacă este o credință moartă, este mântuire? Poate fi mântuire pentru o credință moartă? Că am înțeles din Sfânta Scriptură, credința asta poate fi cel puțin de două feluri. O credință zadarnică, care nu ajută la nimic, și o credință veritabilă, autentică. Întrebarea este, eu de care credința? Credința zadarnică e credința fără fapte. O rămas versetul afișat. Credință zadarnică. Se întâlnește Pavel la Milet cu prezbiterii din Efes, în Fapte, capitolul 20, cu versetul 21, îi spune: eu nu m-am ferit să vă vestesc tot adevărul, în norod și în casă. N-o schimbat predica. Unii s-ar putea să aibă o predică bună la amvon și să dea deslegări prin casă. Nu. Pavel a fost același. În norod și în casă. Ce a vestit Pavel? Pocăința față de Dumnezeu și credința față de Domnul Iisus Hristos. Fapte 2:21. Pocăință față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus. Se pare că asta e ordinea. Ordinea întâi să te pocăiești și după aceea să ai credință. Că eu am întâlnit oameni care cred, dar nu-s pocăiți. Și se cultivă o astfel de credință. Cred în Domnul Iisus, manifestări de tot felul, cântări de tot felul, predici de tot felul, crede și gata. Dar când te uiți, nu-i pocăință. Și Pavel spune, nu, nu. Întâi pocăința și după aceea credința. Nu spun eu, voi trebuie să spuneți amin că așa scrie în Scriptură. Amin. Dumnezeu să ne dea pricepere. 1 Corinteni 15:1. Fraților, vă fac cunoscut Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați crezut și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba. Și continuă el să spună că există o înviere din morți, că dacă Hristos n-a înviat, Corinteni 15:17 acolo, înseamnă că propovăduirea noastră e zadarnică și zadarnică și credința voastră. Dar versetul 19 spune, dacă ne-am pus nădejdea în Dumnezeu numai pentru lucrurile astea, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Deci, frații mei, când vorbim despre credință, trebuie să ne convingem că avem o credință adevărată, o credință reală. Domnul să ne dea credința aceasta. Care e credința? E credința care te mântuiește. Fapte, capitolul 16, versetul 30. Domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și toată casa ta. E o credință care ne mântuiește. O credință care ne vindică. Iacob 5:15. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul va sănătoșa. Și dacă a făcut păcate, vor fi iertate. Credința asta ne vindică. Credința asta ne ocrotește. În 1 Petru 1:5, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Să ne dea Domnul credința asta. Că uitați-vă, e credință falsă și credință adevărată. Eu sunt interesat să văd, să probez. 2 Corinteni 13:5 spune, pe voi înși vă încercați-vă, pe voi înși vă cercați-vă dacă sunteți în credință. Și de care credință avem? Dincolo de credința asta, care ne mântuiește, ne vindecă, ne păzește, este darul credință. Ăsta e dar al Duhului Sfânt, dar de manifestare supranaturală. 1 Corinteni 12:8. De pildă unuia fraților dat prin Duhul să vorbească despre cunoștință, altuia despre înțelepciune, altuia credința prin același Duh. Ăsta e darul credinței, e un dar de manifestare supranaturală al Duhului Sfânt. Dar nu intrăm în aceste detalii. Ne oprim la credință. Credință adevărată și credință falsă. Bine ar fi să ne încercăm
să ne testăm, să vedem ce fel de credință avem noi. După modul în care se raportează oamenii la credință, eu am întâlnit mai multe categorii de oameni. O primă categorie de oameni care nici nu știu cât îți e vinovați. E categoria oamenilor care nu știu ce să creadă. Spune cuvântul Domnului în Luca că Irod nu știa ce să creadă despre Domnul. Nu știi ce să crezi despre o persoană. Măi, unul spune o vorbă, unul spune altul și îți spune, nu mai știu ce să cred. Nu vi s-a întâmplat? Măi, nu știu ce să cred. Despre un eveniment, când dimineața învierii, prima zi din săptămână, fug femeile la mormânt să ducă mirodenii, să ungă pe Domnul, piatra dată la o parte, mormântul gol și scrie acolo, pe când femeile nu știau ce să creadă. Că nu știi ce să crezi despre un om, nu știi ce să crezi despre un eveniment, atâtea se întâmplă, nici nu mai știi ce să crezi. Nu știi ce să crezi despre o învățătură. Că în ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc, vine vâjuitul de foc, vin limbile acelea, coboară și spune că oamenii au rămas încremeniți și nu știau ce să creadă. Acum, gândindu-mă la aceste trei categorii, fără să intrăm în detalii, unii până la urmă au știut ce să creadă, alții n-au știut, dar a fost problema lor. Deci sunt oameni care nu știu ce să creadă. Eram în Vatra Dornei, făceam servici cu trenul și vine o doamnă la mine, acolo erau mulți pensionari, prin parcurile acelea, nu știu ce ne-am luat noi la discuție și ea spune, domnule, drept să spun, eu nici nu știu ce să cred. Uite, aceia au reviste, aceia Martul lui Jehova. Unii merg acolo, sudial, au o credință. Unii acolo, la calea ferată, altă credință. Eu nici nu mai știu ce să cred. Pentru că există o categorie de oameni care nu știu ce să creadă. Dar nu lămurim lucrurile acestea. Am mai întâlnit o categorie de oameni, cred, dar cred greșit, așa cum spuneam. Vă dau câteva exemple. Geneza 19. Dumnezeu vrea să pedepsească cetățile câmpie. Sodoma, Gomora, Adma, Seboimul și Țoarul. În Sodoma era un om pocăit. Vin îngerii Domnului la Lot și îi spune, mă, ieși afară. Lot se duce la gineri, la fete, Domnul vrea să nimicească cetatea asta. Hai să ieșim repede de aici. Dar scrie în Geneza 19 cu 14, dar ginerii lui credeau că glumește. Frații mei, Dumnezeu nu face glume. N-avem voie să glumim. Eu mai întâlnesc și frați care au bancuri, glumi cu Sfântul Petru, cu Raiul, cu Iadul. Nu ne permis nouă lucrurile astea. Și în ce privește judecata și pedepsirea care o dă Dumnezeu, Dumnezeu nu-i glumeț aici. Deci noi nu avem voie să facem glume pe seama asta. Domnul să ne dea înțelepciune. Un alt exemplu. Naaman Sirianu, viteaz dar bolnav. Pe câmpul de luptă face minuni, are biruinți. Când ajunge acasă de jos, miroasa putregai, cade carnea pe el, e lepros. Și o fetiță spune, mă, dacă ar fi să la Samaria, la proroc, l-ar vindica Dumnezeu. Ăla când se neacă, omul se apucă și de un pai. Se duce pe la Ioram cu scrisori de recomandare, ajunge la Samaria. Cu darul, cu cadouri, oamenii au estimat milioane de euro, cred că aveau acolo. Și Elisei nici nu iese să-l vadă. Trimite-o să lucră, măi, spune la Naaman să ducă să scalde de 7 ori în apa Iordanului și va fi curat. Și acum vine Naaman cu credința lui. El s-a mâniat. Eu credeam, versetul 11, eu credeam, va ieși la mine, va cerceta, va chema numele, da, așa. Nu ia bana și barbare, apele Damascului mai bune. Mă, era acolo niște băieți cu minți.
Și spune, stăpâne, dacă îți cereai un lucru greu, nu-l făceai? Păi dacă ți-o cerut, du-te, te spală și nu predicăm de aici. Dar el credea? Generii Lot credeau? Naaman credea? Eu credeam. Noi de multe ori ne facem niște planuri și credem că Dumnezeu lucrează după planurile noastre. Ne facem noi așa în mintea noastră niște scenarii, măi, așa ar trebui să fie. Și când Dumnezeu nu lucrează după scenariile noastre, rămânem dezamăgiți. Frații mei, Dumnezeu are planurile Lui. Noi trebuie să ne aliniem în planurile Lui Dumnezeu. Efeseni 5:16, să facem voia Lui. Roman 12:2, ca să putem deosebi bine voia Lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Deci Dumnezeu are planul, nu vă faceți tot felul de imaginații, tot felul de planuri și Dumnezeu trebuie să facă după planurile noastre. Că așa spunea Naaman, eu credeam, credeai rău, Naaman? Mai scrie în Iacob 1:26, dacă cineva crede că religios, dar nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Religiunea curată și neîntinată îți cercetezi pe văduvă și orfană necazul lor să te păzești neîntinat de lume. Este careva câte unul care se crede religios, dar nu își poate înfrâna limba. Numai o leacă l-ai călcat pe bătătură și vezi ce credință are el. Numai o leacă ghiontește la așa, numai uite ur, numai spune de fapt aici ceva. Că la cor nu știu cum, și apoi vezi credința. Oamenii ăștia se înșală. Dacă cineva crede că e religios, dar nu își înfrânează limba, religiunea unui astfel de om e zadarnică. Frații mei, sunt categorii de oameni diverse. Unii nu știu ce să creadă, să-i lumineze Dumnezeu. Unii cred, dar greșit. Și pe ăștia să-i lumineze Domnul. Și sunt oameni care au o credință adevărată. Începe propovăduirea Domnului, Marcu 1:15, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat, pocăiți-vă și credeți în... Doamne, ajută-ne să credem Evanghelia. Marcu 11:24, și când stați în picioare de vă rugați, să credeți că și primit și veți primi lucrul ăsta. Să ne dea Domnul, credem în Evanghelie, credem în puterea rugăciunii. Doamne, ajută-ne în aceasta. Mai am un cuvânt, că eu urmăresc și ceasul. De ce am vorbit de credință reală și credință falsă? Categorii de oameni care se raportează diferit, unii nu știu ce să creadă, alții cred greșit și alții cred corect. Acum aș vrea să vedem cum asimilăm noi credința asta. Apostolul Pavel îi spunea lui Timotei, în 1 Timotei 4:6, dacă vei pune în mintea fraților aceste cuvinte, învățături, vei fi un bun slujitor al lui Iisus Hristos, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături care ai urmat-o până acum. Cu ce te hrănești? Cu cuvintele credinței. Care sunt cuvintele acestei credințe? S-a spus aici Roman 10:17. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin... Măi, ca să avem credință, trebuie să consumăm multă Scriptură. Multă Scriptură. Scriptura asta ne dau multe lucruri. Roman 15:4, că tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, ca prin mângâierea și răbdarea care o dau Scripturile, voi să aveți nădejde. În citirea Scripturii avem multe binefaceri. Prin citirea Scripturii noi ne hrănim cu cuvintele Scripturii. De aceea trebuie să consumăm multă Evanghelie, oameni buni, multă credință. Dimineața, la amiază și seara, cuvintele astea a Scripturii intră în noi, există o asimilare, așa cum hrana intră în stomac, sângele o duce în toate celulele, are loc o explozie care ne dă energie, așa cuvintele credinței în omul din lăuntru intră peste tot, în familie, intră la toți membrii și ne dă energia care ne trebuie, ne dă credința asta.
Dumnezeu să ne facă să înțelegem lucrul acesta. Credința vine în urma auzirii. Ne hrănim cu făgăduințele lui Dumnezeu. Dacă ești bătrân, citește în Isaia, din tinereța ta am fost cu tine, până la căruntețele tale am să te port. Te-am purtat și vreau să te mai port. Nu te abandonează Dumnezeu. Avem acolo scris în Scriptură. Când te crezi singur, când te crezi bolnav, vine Isaia, spune, dau oameni pentru tine și neamuri pentru tine, pentru că vă iubesc, zice Domnul. Avem aici cuvintele credinței. Dumnezeu să ne dea putere să ne hrănim cu ele. Credința trebuie asimilată. Credința trebuie demonstrată. Și cum demonstrăm noi credința? Dacă nu-i ceas acolo, mă uit eu la, iertați-mă, aici 45. Cum demonstrăm noi credința? Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni, cât 4 cu 13 parcă, fiindcă avem același duc de credință, am crezut, de aceea vorbim. Demonstrarea credinței noastre se face și după felul cum vorbim. Eu văd credința unui om și după cum vorbește. Am crezut și de aceea am vorbit. Eu am spus că am întâlnit în Sfânta Scriptură bombi calorice, bombi de credință. Așa cum ăștia care vor să slăbească, și eu trebuie să slăbesc o leacă, n-au voie să mănânci orice, de asta nu mânca, că are nu știu câte calorii, asta nu știu câte calorii, nu mânca din asta. Spune câți bombi calorice. Apoi sunt expresii care sunt adevărate bombe ale credinței. Spune pentru cel bolnav, spunea Iov în capitolul cât 19 cu 26, chiar dacă va fi nimicită pielea și noi mai avea carne, tot voi vedea pe Domnul. Puteți spune așa când sunteți bolnavi? Asta e o expresie a credinței. Aici vorbește acum credința din tine. În falimentul care l-ai tu, faliment material, vine criza, iar îți preconizează crize. Habacuc 3 cu 17. Chiar dacă vița nu va flori, smochinul nu va da rod, va lipsi rod pe când moi, mor oile și boie, eu tot mă voi bucura în Domnul. Putem spune asta? El mă poartă pe înălțimile mele, îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă poartă pe înălțimile mele. Că relația noastră cu Dumnezeu nu-i condiționată de salariu și de ce ai tu. Ai această expresie? Psalmul 23, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrii morții, nu mă tem. Poți să spui așa? În câmpia dura, Dumnezeul nostru poate să ne scape, spunea Hanani, Mișael și Azaria, și ne va scăpa. Și chiar dacă nu ne scapă, tot nu ne închinăm. În Mica 7 cu 8, da? În momentul când ai alunecat, suntem oameni, fraților, nu suntem desăvârșiți, nu ne dăm chiar așa de sfinți. Azi mai cade unul, mâine cade altul, cel care stă în picioare să iei bine seama să nu cadă. Și când a venit fiul risipitor, trebuie să-l primim acasă cu brațele deschise, Domnul să ne ajute. Dar Mica 7 cu 8 spune, nu te bucura de mine, vrășmașul, chiar dacă am căzut, iarăși mă vor ridica. Chiar dacă acum stau în întuneric, dar Domnul-i lumina mea. Avem expresiile acestea ale credinței? Cum demonstrăm noi credința? După cum vorbim, apoi credința o demonstrăm și prin fapte. Care sunt faptele credinței? Spune Faptele Apostolului, capitolul 2, versetul 37. După ce au auzit ei aceste cuvinte, au rămas străpunși în inima lor și au zis lui Petru și celorlalți, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, zice Petru, și fiecare să fie botezat în numele Domnului Iisus spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Duhului Sfânt, că făgăduința aceasta pentru voi și copiii voștri, oricât de număr, va chema Domnul Dumnezeu la mântuire. Și cu multe alte cuvinte îndemna, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam. Cei care au primit propovăduirea lor, acum sunt fapte de credință. Au fost botezați și la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000. Pentru că sunt oameni care aud cuvintele credință, dar nu mai trec niciodată la fapte.
Și Petru spunea a doua, Petru 1 cu 5, de aceea dați-vă și voi toată silința, ca să uniți cu credința voastră fapta. Domnul să ne ajute. Care au fost faptele? Botez în apă, botez cu Duhul Sfânt, au intrat în rânduiala bisericii. Că sunt copii ai fraților care stau până la 25, 27, 30 de ani și numai nu, ei cred, ori sunt casă de, dar nu mai eu botez, nu mai intru la stăruință. Ei nu au unit cu credința lor fapta, căci fapta nu înseamnă 2 dolari care îi dai tu și milostenia e tot o faptă, dar sunt faptele credinței care trebuie să le faci. Domnul să ne ajute. Care-i fapta credinței? Păstrarea originalității. Iuda, versetul 3. Pe când voiam să vă scriu despre mântuirea voastră de obște, m-am văzut silit să vă luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru să vă ajute Domnul și pe voi și din Detroit. Să păstrați credința asta așa cum ne-a dat-o Dumnezeu, așa cum am primit-o noi, să o păstrăm. Astea sunt faptele credinței. Doamne, ajută din aceasta. Apoi mai putem verifica noi credința și prin anumite semne. Că Domnul vorbea de credință, putea cineva să spună, Domne, mulți spun că au credință. Și Domnul spune, nu-i așa. Marcu 16. Iată semnele care vor însoți pe cei care vor crede. Căci credința nu se oprește la nivel declarativ. Cred. Credința nu se oprește numai să iei botezul. E bun, dar nu-i de ajuns. Credința se demonstrează prin semnele care le dă Domnul. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, dacă vorbea ceva de moarte nu-i va vătăma, vor lua mână șerpi, vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Dumnezeu să ne ajute. Acum ne cercăm credința. Măcar din astea, dacă nu toate, măcar din astea le avem? Că numai să ne lăudăm că suntem creștini de nu știu câtă vreme. Ceva din semnele astea. Să te duci la un demonizat, să poruncești și să acolo să fie eliberare. Să te duci la unul agresiv, legat cu cingele de la tir. Îmi spune, soția, nu vă apropiați de el. Băieța abia l-a legat asarul, mi-a dormit legat cu cingele, că e agresiv. Și tu te duci și poruncești și el să rămână om liniștit, să vină la adunare, să-și ceară iertare de la frați. Când am întrebat, măi, dar cum a ajuns el în situația, predicator, în comitet, a ajuns așa? Când am ajuns la el în curte, dar harul meu era că am fost cu 2 oameni pocăiți. Eu leacă, mă temem, 2 proroci, 2 păstori mai bătrâni ca mine, plini de credință. Ne-a tot sunat nevasta aceea lui câte o lună și a spus, măi, hai să mergem. Când m-am dus acolo, băietul spune, uite tata, a venit fratele Dragoș, îl cunosc? Da, îl cunosc. A fost la evangelizare și a predicat 18 minute. Eu am fost chemat la evangelizare. Și când am ajuns eu acolo, mai venit niște frați nichemați, frați predicatori, păstori, și eu am spus, măi, n-are rost să predic eu un ceas, și aici știa, hai dă-le la toți câte un pic. Frate Dragoș, dar nu te supăr, nu mă supăr. Eu nu, știam că am predicat puțin, dar nu știam că am predicat chiar 18 minute. Dar el mi-a spus, o predicat 18 minute, ca să știți. Eu aici voi am mai predicat o dată 5 minute, știți, da? Ce s-a întâmplat cu omul ăsta? Totdeauna era împotriva conducerii biserice. Am vorbit cu soția lui. Mă, așa era un cusurgiu, așa era un răzvrătit în adunare. Ce facea el era bun, ce faceau ceilalți nu era bun. Și i-am spus, măi, omule, nu-i bun. Încet, 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 încet s-a depărtat până a ajuns în starea asta. Mulțumim Domnului că l-a eliberat, e în adunare, e cina, și-a cerut iertare de la frați și s-a integrat înapoi. Oameni buni, putem avea eșecurile noastre, greșelile noastre, alunecările noastre, dar trebuie să avem lângă noi frați, împuterniciți de Dumnezeu, oameni care să facă lucrările lui Dumnezeu.
Tot cu niște frați m-am dus la o familie, ne-o chemat, avea 6 copii, bărbatul încă era în diaspora, ea era la noi în Bucovina, cu un duc de frică. Și a venit fata mai mare, spune, mămică, așa de tare să teme, odată ne-a îmbrăcat, ne-a pus în mașină, haideți cu mama la Mec, vă duce mama la Mec. Pe la jumate drum, într-una mașina, cine știe ce se poate întâmpla acolo? Mai bine mergem acasă. Eram cu niște frați. Și mulțumim Domnului pentru frații care îi avem. Eu eram numai șoferul. Frații s-au rugat, Dumnezeu a adus eliberare. Și putem continua. În numele meu vor scoate dragi. Eu cred că duhurile astea sunt date de niște duhuri demonice. Sunt păcate din astea care grave, în spatele cărora sunt niște duhuri care creează dependență, așa cum e alcoolul, cum e tutunul, cum e pornografia, cum e jocuri de noroc, așa cum e drogurile. Ei, tu trebuie să ai putere ca tată și ca mamă să faci rânduială la tine în casă. Eu am numit un duh, uite, Filipeni 2:3, nu faceți nimic din slavă de șartă sau din duh de ceartă. Vă mai certați în casă? Știți că cearta e dată de un duh de ceartă? Eram într-o familie și un proroc spune celor din casă, măi, nu văd un duh de ceartă vine la voi, vă atâță și se dă înapoi mulțumit și voi vă sfădiți până seara. Și până la urmă nici nu știți de la ce v-ați luat. Nu mai țineți minte. Știți că v-ați certat bine. E de la un duh de ceartă. Împărați 22:22, duh de minciună, Osea 5:4, duh de curvie, Deuteronom 31:21, duh de răzvrătire. Sunt duhuri care dau păcate. Ei bine, ai puterea să scoți duhurile acestea din casa ta? Eu mai am un duh, nu l-am găsit în Biblie, l-am numit duh de telefon. De străin? Mergem odată cu un frate, mai mic cu un an ca mine, pe drum. În fața noastră o fată pocăită. O vorbi ceva la telefon? O mai mers un pic iară s-o uitat și ăsta spune, măi, hai să vedem cât rezistă copchila asta fără să uite la telefon. Măi, nu făcea 10 metri și iară s-o uita? Nu vorbea. Iară s-o uita. Vi străini întâmplările astea? Creștem copiii cu desene animate? Să tacă din gură, nu? Fratele Mitruț Iliuț, care știe de la Vico, măi, m-o chema Nora să-i stau cu nepoțăie. Măi, m-o muncit ca la coasă, unul sus, unul în jos, nu-i puteam prinde. Dacă nu a venit fata, o scrie, o pus așa o cutiuță și tăi să repezeu la cutiuță, nu mișca unul, nici mâncare nu-i trebuie. Ce video la cutiuța aceea? Ne convine copiii ta când le punem jocuri, ne convine când le dăm telefoane, ne convine copilul să aibă camera lui, dulapul lui, laptopul lui, parola lui și tu n-ai voie să intre. Dar asta nu-i corect. Că înainte dormeau câte 10 copii într-o casă, la picioare, unul cu picioarele în colo, unul în colo și erau frați. Acum dormim într-o casă, suntem frați, dar suntem străini. Că nu mai e părtășie aceea. Și când mergi la cineva, eu am văzut tineri, 3-4 tineri împreună, toți erau cu telefonul lor. Și am spus, nu e bun asta. Poți să oprești un pic copiii de la asta? Frați bătrâni, care se predică și când se predică, el numai cu telefonul prin adunare, mă uit la el, mă, tu în loc să asculți predica, tu ai interes să faci un videoclip. Astea sunt niște duhuri, fraților, eu acum i-a spun amin, sunt niște duhuri care chinuiesc pe oameni. Dar ăla care are credința adevărată, îl însoțește să știe, și nu numai asta, în numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi, vor lua mână șerb. Eu cunosc oameni, cunosc un frate care avea un copil, avea febră, nu mai putea. O sunat la 112, și de acolo i-a spus, omule, uite un pic pe geam. Era un ger și niște troieni, un oraș în Suceava, nu se circula nicio mașină. Omul ăsta a luat copilul în brațe și a spus, Doamne, eu l-am de la tine. L-am primit cu bucurie, dă-i vindecare. Și Dumnezeu l-a vindecat. Un frate prezbite de la noi spunea, măi, nevastă pentru o seară așa era de bolnavă, am crezut că moare. Până vine salvarea, moare. Și ce ai făcut? Mi-am pus mâinile peste ea, m-am rugat și Dumnezeu a vindecat-o.
Pentru că așa spune Scriptura. Cunosc un frate de la Rădăuț, care avea dureri de stomac îngrozitoare. Frați care erau acolo mi-au povestit. Și în durerea lui s-a coborât jos la marginea patului, a pus degetul așa pe un verset și a spus: Doamne, toată viața mea am împlinit versetul ăsta. De acum împlinește-l Tu. Era cât Psalmul 41. Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, când e în durere, Domnul îi vindecă durerile. Și îmi spunea frate care era acolo, s-a ridicat și a spus: fraților, Dumnezeu m-a vindecat. Avem noi credința asta, dată Sfinților odată pentru totdeauna. Se manifestă prin vorbire, se manifestă prin semne, se manifestă prin fapte. Dumnezeu să ne-o deie. Înainte de a spune amin, vă fac o recapitulare. Așa de multele vorbe care se pot spune despre credință. Credința e ca o hrană. Te hrănești cu cuvintele credinței. Credința e așa ca un dispozitiv, ca un binoclu, nu știu cum să-i spun, cu care lucrurile îndepărtate le vezi de aproape. Spune Scriptura în Evrei, capitolul 11, prin credință Avraam a văzut cetatea care avea temeliile tale. Nu era nicio cetate, l-a locuit în corturi. El prin credință a văzut Ierusalimul. Prin credință. Și atâția de noi vedem prin credință. Credința ne apropie în lucrurile, în spațiu, în timp, le aduce lângă noi. Prin credință credem că într-o zi se va auzi o trâmbiță, că Hristos va reveni pe nori, că va lua să-i pe copii. Vrei și tu? Să ne dea Domnul credință adevărată la toți, să spunem ca Iosua, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Amin.